Conferința Națională a Femeilor Liberale, organizația județului Giurgiu, a avut 33 de reprezentante, a anunțat astăzi vicepreședinta acestei organizații, Ana Ortanța Negulescu. În urma alegerilor, organizația județeană are două reprezentante în biroul permanent național. Am plăcerea să vă spun câteva cuvinte despre un eveniment important care s-a petrecut săptămâna trecută în cadrul Partidului Național Liberal, la nivel național. Este vorba de alegerea noi conducerea Organizației Naționale a Femeilor Liberale. Sâmbătă 19 a avut loc la Parlament conferința națională, unde 1200 de reprezentante a femeilor liberale din țară au ales în mod democratic între două opțiuni la conducere și cu bucurie vă spun că echipa câștigătoare, condusă de doamna parlamentar Lucia Varga, este echipa care prin program, prin platformă și prin persoanele pe care le-a prezentat, a fost susținută de organizația Giurgiu, organizație care a avut la conferință 33 de reprezentante, 27 de alese locale și 6 reprezentante delegate ale organizației județene. Și mai ales vă spun cu mândrie că avem în această conducere la nivel național două reprezentante. Doamna Dida Drăgan, care este vicepreședintă a Organizației Naționale a Femeilor și care este membră a organizației municipale de la noi, și doamna Cristiana Daniela Neagu, care este membru în birou național. Întrunirea femeilor liberale i-a avut ca invitați de onoare pe Crin Antonescu, Călin Popescu Tăriceanu și Mircea Ionescu Quintus. Senatorul liberal a fost cel care a condus de altfel lucrările conferinței.